Sau și eu am găsit la un episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni într-o misiune secretă. Mihai, să nu spui ce misiune e, da? E secretă. Hai să vedem. Aș vezi. Bun. Avem o misiune acolo, nu știu cât mai cât avem de mers până la ea, dar 3.000. 3.000 mie nu mi-arată. Păi eu mi-am pus. Trebuie să spui Cine te-a pus singur? repede? De obicei Da. zice. Dar pe ce spune un waypoint la galben? Unde trebuie să Da. ajungem? Și am impresia că e o zonă în care nu am mai făcut misiunea asta, adică cel puțin eu nu țin minte să fost acolo Nici cu eu Steel the nu știu. Coke. Dar o să vedem când ajungem. Și în afară de asta mai avem o grămadă de chestiuțe pe care vrem să vi le arătăm, dar vom vedea. O să mergem Moment, puțin da. și prin free mode, să vedem dacă reușim să facem rost de o mașină mai unică așa. O Ia să fie uite o pe grămadă de ăștia chestii. aici, ia uite pe ăștia. Ia uite mă, What the puște. fuck, ce caută ăștia aici? Mă, băieți. Dar uite cum sunt îmbrăcați Da, am toți. văzut. Voi vede? Ia uite Mihai. Da, văd. Ah, mariachi. Da? Băieți, m-a fugit chitara. Așa, și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place seria și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară. Ia uite bă, pe Mihai, bă, ia uite bă cum se duce mă el. Nu știu de ce te-ai blocat, am văzut că și cum ai intrat în... N-a lovit pe nimeni. Pe asta zic, n-ai lovit pe nimeni. Și te-ai dus într-un perete. Nu, chiar n-am luat niciun perete. La mine pe ecran te-ai dus într-un perete, fără niciun... Nici de... Ori ai avut O lag. stradă. Posibil. Doamne, ferește. Ce? Ai văzut? Da, eram exact în spatele tău, eu Da, am și te-a intrat lovit, în... nu? Da. Da, asta ne fac fazele astea când vine cu tunai de asta de... Îți Stai zic că... fix la noroc, frate, adică... Nu poți să știi dacă o să-l nimerești sau nu. L-am întors pe unul pe o Am stradă. văzut, am văzut. Te fac cu mașina asta, cu Banshee? Da. Îmi place. Ping pong. Da. Hai că nu mai avem foarte mult și ajungem. Am o milă și ceva. Și eu Dacă la mergi fel. în stilul ăla învârtit, o să dureze mai mult la tine. Frate, oricum te fac cu mașina asta. Logic. Totuși am o limuzină blindată. Și eu am mașină de curse. Tu Mașină. ai venit cu mașina din NFS. Iarăși m-am învârtit, frate, ești nebun? E un semn, o Mamă, să poți să atunci mă m-am depășești rugat. pe la distracție. Crezi tu? Bine, mai E depășit bine. odată. Mai depășit odată, știi? Hai, băieți, vă aștept. Ajung nimeni. Doamne ferească Dumnezeu! Ce faci, Max? Faci mersul cu spatele? Da. Ce faceți, băieți? E petrecere? Aoleu, mi s-a dus o ușă. Eu m-am dat jos și Bă, dar uite folosesc la, mașina ca la scut. antenele astea. Parabolicem? Sunt, nu știu, da, cred că... Dar pentru ce l-o folosi? Că sunt prea mari. Ce ai nevoie? Stai înțe cum stai atent să nu mor. Că m-am nimerit. Surprinzător pe Hai. mine aproape deloc. Da? Și mai e un, bă, mai sunt pe aici. Mai Voi sunt câteva. furați cocul. Unde sunt I have ăștia? it. Zice că e unul aici. Bă, știi unde e? Pe antenă, sus. Serios? Da. Da. Sus, în spatele. Nu Hai. știam că poți să te duci acolo. Păi, intră pe Bun. autostradă din nou. Asta fac. Gerald? E misiunea la Gerald asta. N-am mai făcut de mult N-am făcut la Am făcut Gerald, la Lester, la Lamar. Nici nu mai știu cine e Gerald. O să cunoști. Bă, nu mai am o ușă, arată ridicol cum. Ei, Mihai. Mersi de puși. Aoleu! Ia de aici. Oh, nu! Mai Capota bine mea! nimeresc că e. Te-a Aproape am murit. luat? Aoleu! Aproape am murit, cu 10 la viață. Protejați-l pe Mihai! Hai că nici trebuie să Pe trag și eu. unde? În spate, un pic. E ce? L-ai luat? parte. Da. Mașina mea, uite cum a ajuns, doamne. Ce? Păi a intrat ăla direct în mine. Așa. Cine are cocu? Eu. Hai, bine. Hai. Am pe heroină. Hop, hop. Stai că vin acum cu viteză. Nu, stai aiurea că nu se mai văd farurile alea. Mereu cum mă uit în spate și nu mai aștept să văd farurile. Dă-te bă, Mihai, bă! Oh, nu, nu, frate, nu! Te-ai băgat în ala, frate. Da,
Și ei planul era să iau pe să continuare mai departe. Nu mă depășești pe la destinație. Zici tu? O, mă asigur de asta. Ești sigur tu? Să facă câte o fază de astea și... Hai mă, hai să te văd, hai să te văd. Dar n-am mașini. Așa că va trebui să folosesc mașina mea. Fii atent. Ești pregătit? Ia zi. Hai mai puțin. Ah! Ha ha! Ah! Dacă nu l-aveam ăla... O, Doamne! Mă duceam bine. E foarte greu curba asta. Te-am făcut, frate, ce-s mai... E, te-am întors cum am fost. M-ai întors, dar am reușit să mă redresez în mers. Te-l văd pe Mihai în fața mea. Pe Mihai. Normal, a rămas în urmă. Aaa, ce glume. Auzi, aici nu suntem aproape de secția de poliție? Posibil. Vrei să încercăm să luăm mașina aia să... Da, dar nu văd. Stai, stai, nu, suntem departe. Secția de poliție mai departe de aici. Mai departe, nu? Da. Putem să mergem să facem chestia, glitch-ul ăla, dar... Trebuie să ne ducem în free roam, cred, ca să sponeze mașina. Au. A, ține minte mă la Gerald, ține minte. Ce găurele am în sacou. Vreau și eu, e. Ce cum ați venit toți? Uite, arâmbe mie explicat, mă ofer să repar și pe aia să mi-l vândă mie. Oooo. Sau mi-l dă Moca, că el l-am reparat. Dă-i cocu. Ai o gaură în mână. Ți-a venit pachetul de pași, poftim. Ai o gaură în mână, să știi. Eu? Da. De ce? Am mai multe răspunsuri, că ai vrei să auzi. ia să vedem. Bă, ar trebui să fie... Bă, destul de bine. 14.000 și 3.200? 3.600. Cu misiunile astea faci imediat level. Deci uite, uite și tu, am ajuns la 80 deja. Și doar facem de câteva zile, dar poți să faci... 90. Da, eu acușă. Rooftop Rumble. Nu știu. We all know the FIB license or calls. Facem da, hai să facem pe asta. E, pare interesant, e cu FBI-ul, cu Life Invader, cu chestii. Bă, de ce nu funcționează Life Invader pe online și funcționează decât în single player? Ar fi șmecher, mă, având în vedere că au birourile alea din Life Invader în single player. Ai văzut să da, ar trebui să le poți accesa și în multiplayer, să poți să intri acolo și te distrezi, nu știu, să faci diferite chestii. Cred că poți să intri. Un glitch, da. Da. Când am intrat acolo, m-am simțit ca la muncă, la vechiul job. Da? Aveam păi sunt făcute exact. Aranjat. Sunt făcute după un studio de ăsta, ori de game development sau software development, știi? Și seamănă. Și în America toate sunt așa. Cu parking lot. Sau majoritatea, cel puțin, birourile sunt așa cum e la Life Invader acolo. Așa era și la noi. Bă, uite niște fete! Ce? Hei! Nu ce le căca, mă? Asta le mai... Și făceau și ele meseria. Aaa, ia! Mamă, cât sunt aici. Bă, dar țin minte asta, mă, cu Life Invader-ul. Da? Eu așa, parcă țin minte, nu știu. Nu. Nu? Cred că te referi la că e o asemănătoare, e altfel. Am făcut ceva asemănător. Am făcut ceva asemănător, dar nu e asta, nu? Dar nu e asta, nu e asta, e... Ok. Aolo. Nu știi că aveam de omorât 2 sau 3 de ăștia. Ah, da. La ăștia nu avem. Lasă de să-mi și ales-o, că zic că e cu Life Invader și îmi părea interesantă. Dacă-l dau cu C4, dacă... Uite. Poți să dau cu C4? Uite pe ăștia. Nu pot să le dau cu C4 la ăștia, pot, da? Ah, da. Lasă să nu mă bubui pe mine. Așa și mai unul, gata. Păi cât au bubuit acolo, ești de bun. Bă, și... la n-a murit. La ba, murit. Gata? Gata, și mai e unul care are aici ceva. Ăsta. Trebuie să iei... Documentul. Ia documentul. Ia documentul. Vă prezint aici documentul. Bă, dar nu l-ai luat, măi, pe jos. Am crezut că era mașină. Hai. Bă. Mi-a dat că-ți dau un C4 pe mașină acum. Scuze. A, ce părere ai? O nimeni și pisica. Hei Mihai, C4. Ia de aici. Vreau să fac acțiunea aia ca în Fast and Furious. Pentru cei care au văzut Fast and Furious, cred că pot să fac eu gen 2-ul, te învârci, dar degeaba și trebuie să arăți de... Trebuie să arăți... Nu. Uite, stai când merg eu drept. Da, așa.
Mergi pe aici, vină încoace. Mergi drept, trebuie să mergi drept. Oh my god, uite-l pe ăsta. Stai, tu vrei să faci ceva și ai us până bețe în roate. Uite aici e drept, uite. No, așa, trebuie viteză, trebuie viteză să faci într-o bucată. Și trebuie să arăți degetul după aia. Aaa, era problema, dacă n-arăți degetul nu e manevra completă. Păi așa era. Uite așa. Cam așa. Doamne, și pe aia se întorci în continuare. Dacă, asta merge pe autostradă, că practic acolo au făcut-o și ei tot pe autostradă. Păi așa, că le trebuia viteză. Da. Încă un kilometru. Opa. Aș vrea după asta să intrăm în free mode și să facem glitch-ul ăla, vreți? Ok. Da. Să vedem dacă găsim o mașină de aia. E greu să o găsești. Mamă, că nu se spunează tot timpul. De obicei, da, nu-i tot timpul acolo, dar facem o plimbărică până acolo, facem o vizită la băieți. Dacă nu o găsim, mai am un glitch. Am două glitch-uri pentru voi. E, Max a zis glitch-uit. Da. Dar sunt mișto, mă, sunt mișto și merită încercate, zic eu. Da, a fost interesantă la care. Da, hai să vezi. Mamă, da, puține mașini accelerează aici. A mea se duce destul de tare. Și a mea se duce. Se duce și asta, că e tunată. Pleacă, mă, cu trabantul. Băi, e un loc de joacă de copii aici. Acolo unde ai zis-o că e de câini. Interesant, da, da. Seamănă. Și că, uite, e loc de câini. Dar e de copii. Ah, ok. Gata, a ajuns. Bă, mă mănâncă ochii. Mâncă-și pe... Vezi pe cineva. Așa se zice. Ia și tu un pachet de paști. Optimii. Dă-i... dă-i free mode. Să-i dați free mode acum când... De fapt, da. Hai să vedem dacă e vreo misiune mai interesantă. Dacă nu e, îi dăm pe free mode. Și sper să ne bage în aceeași misiune. Misiunea, de sesiune. Ești de la ochi. Te iertăm. Dar era irea că mânca ochii în timp ce conduceam, știi, și riscam să fac accident, e periculos. Oh, îți dai seama, te rănei foarte. Dă-mi un refresh, dați-mi un refresh să vedem dacă pică ceva interesant. Deci eu mă apucă să dau refresh. No, dați-i free mode. Și acum, da, având vedere că toți am votat free mode, ar trebui să ne bagem. Pe tot în acea sesiune. Da, da. Dacă nu, o să intrăm într-o sesiune. Faza e că dacă sunt mulți playeri, posibil să ne bage bețe în roate și să nu putem să facem. Da, asta e destul de nașpa. Și sesiune privată, dacă faci, pe aia nu mai poți să joci, de exemplu, RPG vs. Insurgent sau altceva. Da, nu-ți găsește player. Nu-ți găsește player, da. A, apropo, încă o chestie pe care am descoperit-o recent. Știți că puteți să vă duceți la un polițist dacă merge singur pe stradă? Bine, GTA. Max a jucat foarte mult spion în TF2. Așa. Și a găsit metode eficiente, cum să te omoare fără să da, și poți să duci, deci poți să te duci în spatele lui. Nu știe nimeni că ești acolo. Bă, să și dai cu cuțitul, frate, și nu ții steluțe. Deci nu ții steluțe. Da, că nu vede nimeni când îl omori și e stealth kill. Și mi se pare foarte tare, adică să zicem că e un polițist pe stradă și tu vrei să fură mașină și zici, bă, nu prea îmi convine. Că o să-mi iau steluțe dacă fur mașina, da? Te duci la poezii să-l omori, nu ții steluțe și pe aia fur mașina, liniște. De câte ori ai văzut polițiști pe stradă în timp ce furai mașina? Bă, sunt, uite, de exemplu, la aeroport cel puțin sunt și aia care păzesc intrarea. Sunt aia doi care păzesc mereu acolo unde sari. Și acolo poți să-i omori foarte ușor. O să încercăm să vedeți. Acum pe aici, pe undeva, e stația de poliție, dar trebuie să o găsim. În zona asta e. Nu mai știu exact unde. Zona asta. Aici e un apartament fix aici, e un bar. Un apartament unde cumpără lumea și pleacă de aici. Un pic pe lateral, mai în față cred că e, stai să văd. Scrie mare, uite asta e, cred. Ba nu, asta e City Hall. Un pic mai încolo. Max. M-a ajuns la uite asta e, gata, am ajuns. Vespucci Police Department. Ia să văd dacă e unde am zis eu. Și aici e o parcare imensă și aici jos ar trebui, dacă avem baftă, să fie mașina aia. Da, e. Da, mă, stai, numai că tu intri pe altă parte. E impound aici. Da? Da. Dar nu e impound-ul ăla mare, Hai. Aici, aici. Vezi? Aici o să vină poliția după mine, cum am luat-o, da. Toți poliziștii ăștia o să vină după mine. Ce pot să trag în tine? Mă duc la aeroport. Puteai să ieși pe poarta aia. Du-te. Hai că sunt la Lester. La e fain, știi, furi mașina de poliție.
Și pe aia sunt la Lester și ăștia uită complet că tu ai furat. Deci sunt Lester, băieți, v-am împrumutat duba. Da. Informativă. E mișto duba asta și e blindată, adică practic ei nu poate să tragă mine, n-au ce să-mi facă cu gloanțe. Mm-hmm. Dar noi acum trebuie să ajungem la aeroport. Înapoi am găsit unde. Yeah. Avem o milă, dar o să merg așa ușurel și sper să nu răsturn pe aici. E destul de greu de condus și e lentă. Are o greutate foarte mare mașina, de fapt. E ca un tank. Așa mă simt, când o conduc pe asta mă simt ca și cum aș conduce un tank. Doar că ai sirenă la ea și poți să îi dai pe ăștia din... Trebuia să pună și o sirenă pe tank. Da, cum ar fi fost asta? Da. Că tragi pe dreapta tankul. Eu n-am văzut niciodată, bine, tank care duce în război și astea, da. Dar tank care să meargă pe stradă, n-am auzit de așa ceva. Nu cred că ți-ai dori să... Da. Bine, nu ți-ai dori, dar... Uite pe YouTube. E un american care a făcut asta pe autostradă. What the fuck? Oh și... Dar de unde și-a luat la tankul, frate, ești nebun? A avut bani. Sunt bune? Da, se plimbă pe stradă, nu o fă o omoară pe nimeni sau ceva, dar... A încercat poliția să o lupească și n-avea cum și se îmbrutea pe lângă. Da, tu glumești. Tu-ți dai seama că n-ai cum să... Faci pe tine, frate, mergi pe stradă, faci pe tine, vezi tankul în față, nu? Băi, deci am sărit cu insurgentul fix pe gard. Pe gard? Da. Și ai rămas pe gard acolo? Nu, am ieșit, dar zic așa. Du-te să deschizi poarta, dacă e. A, da, am uitat. Ăștia cred că eu sunt polițist. E armata, frate. Armata, tată. Mai e gardianul aici? Nu e. Nu, s-a culcat, ai schimbătura. Vreau să-l omor, să vă arăt cum îl asasinez, da? O să vă arăt și asta dacă găsim un polițist. Bă, Mihai, bă, mi-e tea față. Nu s-a zgâriat. Nu s-a zgâriat, rezistă. Coafora rezistă. A, așa. Cine vrea să încerce șmecherie? Max. Hai că fac eu prima dată ca să vă arăt și după aia să încerce fiecare câteodată. Face fiecare dată. Bun, deci acum Mihai, încearcă să o conduci. Condu dubița și mergi cu viteză maximă, tot în față, da? Ia stai. Dă-i în față cu viteză maximă, eu voi fugi spre parbrizul tău. Da, cam așa se întâmplă exploit-ul. Și acum o să arate destul de ciudat, dar bagă viteză maximă, dă-i blăniță. Să-mi spui când ești... După cum sună. Să-mi zici cam pe când să-i dau. Acum face film mașina dacă stai. Și... Deci poți ridica mașina cu propriile tale mâini, ceea ce e foarte ciudat. Că dită mai tancul de mașină. Și totuși îl pot ridica de aici. Hai, cine mai vrea să încerce? Următorul la rând. Hai. Eu sunt e ciudat că se ridică total. Acum să mă uit de pe laterală de data asta să vedeți cum e. Eu m-am uitat din laterală că se vede mișto. Dar tu ai văzut ce capotă mișto are mașina asta? Da, băi, de-aia șmechele tunată. Intake-uri de alea, opa. La naiba. Mihai, ce faci? Am alăcat un pic pe lângă. Un pic. Păi da, dar o să trebuiască să... Ia, vină. Ai mers drept? O să trebuiască să... Dau să mergi drept. Spatele, că nu mai avem loc acolo să mergem. Yeah. Aia avem, mă. Dar care-i fraza cu plasa asta? În viața reală există plasa asta și chiar te ajută la cu ce? La faruri? Nu. La parbriz. Dă-i fugi. Mi se pare că da. Hai să vedem. Da, dar pentru ce? Vezi, fugi drept, te duci pe laterală. Se zice caracter un pic în dreapta, nu știu ce. Sar? Nu. No. Spune eu când. Stai pe centru. Aoleo, pisica. Eu n-am văzut că eram cu ochii la voi. Da, mă. Ești gata? Nu. Mai? Acum. Motorul, știi? Dai. Hop. Unde e Mihai? S-a catapultat. Am vrut să zbor pentru o clipă. Stai să mor și eu. Ia încearcă să te urci în spate. Jos, erai în aer. Ia încearcă să te urci în spate. Vreau și eu să încerc. Bă, uite, un camion, un autobuz. Ți-am închis ușa. Poți să intri în spate? Da. Da, merge. Ți-a apăsat și te dă pe tine jos, nu? Trebuie să urci pisica, cred că a spus. Nu, uite că am mers. Aha. Gata, l-am băgat pe Mihai la dubă. Cum se vede din first person? Mamă, ce pile șmechi erau ăștia înăuntru aici. Frate, îți place, a? Da, că deschis ușa și să mă uit afară. Stai să vezi, uite-te din first person în momentul în care face flip-ul pisica. Eu? Da. Yeah. Hai că mă uit. Doar deschide ușa. Că spun eu când. Dar vezi că... Care? Cade caracterul, lasă-mă. Oh my god.
Da. Da, nu știu. Mergi drept, nu-i greu. E drept. Vezi că fuge puțin stânga-dreapta, trebuie să-i faci contra, știi? Da, asta e chestia. Pe mijloc. Am făcut cât am putut, dar s-a tot dus. E, reușești, nu-i problemă. Că și eu ai văzut că am dat o dată pe lângă. Te duci pe laterală, uite-te. E foarte confortabil aici. Îți place? Da. E pielea asta care... Am pus-o special pentru tine. Dă o senzație de lux, cu toate că e dubă de poliție. Deci așa sunt tratați de ținuții din America. Da, frate! Pe interiorul de piele. Hai, încearcă acum, pisică. Opa! Doamne, cum s-a văzut. S-a plăcut, Mihai? Ce faci, pisică? Așa. Asta e griciu cu duba. Acum aș vrea să facem un test cu această dubă, dacă tot am luat-o. Să vedem cam cât rezistă la gloanțe. Bă, s-a lăsat pe pat... What the fuck? S-a lăsat pe două roci. Ciudat. Da, uite, s-a lăsat pe dreapta. Nu, văd toată. E băguită. Da, așa. Mihai, tu pune-te la parbriz. Și noi o să încercăm să găurim parbrizul. Cu ceva. Ama... Sper că se sparge geamul ăla până la urmă. Da, așa să văd. O să încerc, fii atent. Mai întâi o să încerc cu... O armă mare. Da, bine mă claxonezi tu. Nu mai așa că nu-mi parcă. Fii atent cu asta, da. Așa, da. Zero damage. Zero damage. Zero damage. Pare că se împinge mașina. Frate, dar s-a lăsat pe o parte. Am tras una de mână. Deci am dat un încărcător întreg în geam și n-are nimic. Absolut nimic. Tu vezi cât de rezistentă e? Ia, auzi, Max? Da. Mi-a pare că sunt în sesiune la să dau join la vechea voastră sesiune. Ca să știi. Dacă dispare blasfărul după sesiune. Păi da, să nu știi că mă împingi? Dacă uite, dacă scoți. Văd, se mișcă mașina. Ok, geamul din față e indestructibil, deci, aparent. Geamul din față la gloanțe egal 0, nu poți. Geamul din lateral se sparge. Nu mergi femeie în față. Frate, trag în el și n-are nimic. N-are nimic, îi fac doar urmele. S-au făcut urme. S-au făcut urme degeaba. Ia stai. Frate, nu se sparge. Mă uit în față să-mi știu mișto să vede geamul. Deci nu se sparge geamul, ești nebun? You shall not kill me. Lol. Bă, deci mașina asta e cea mai blindată mașină din GTA. Ia dă-te jos să mă uit și eu. What the fuck? Cum se poate așa ceva? Noi credeam că e insurgentul sau Kuruma, dar e ridicol. Ia, Mihai, ia trage. Stai așa. Na, trag asta. Trage cu ceva mare. Bă, deci n-are nimic. Ceva mare. Tu ziceai că se spa... Nu. Hai, încerc cu agheu. Vrei să dai un agheu în laterală? Sau sticky bomburi. Nu, sticky eu cred că bomburi. Sticky rezistă mai nimic, că nu are rost. Hai. Am RPG-ul. Dă-i un RPG în față. Da. Eu nu știu dacă... Glumești? Nu rezistă pe la. Deci RPG-urile o distrug din prima. Bă, deja urși pe Max, scuze. Bun, deci asta ne confirmă faptul că mașina asta e foarte bună pentru gloanțe. Deci dacă vreți să fugiți undeva cu mașina asta, de exemplu o stație de poliție, să faceți vreo nebunie, da, puteți. Și n-are roțile bulletproof pentru că tocmai am făcut. Cine vrea să vină să mă ajute să asesinăm doi polițiști? Da, dar trebuie să ajung la mașină. Am nevoie de... Da, suntem cam departe. E mașina mea la mama Navy. Sunt doi polițiști care merg unul după altul și dacă am facem un doi odată... Știu. Cred că am putea să... Stați voi doi, eu nu... Da, trebuie să nu se uite în spate deloc. E un pic tricky. Că sunt doi, dacă era unul singur care mergea... Unde ești? În afară la aeroport, da. Vrei să ne omorăm amândoi? Dar faza e că sunt încă doi polițiști care... Sunt încă doi polițiști care păzesc aici. Eu urmăresc pe ăștia. Nu, nu-i nevoie. Uite ce mers crăcănat au. De ce merg ăștia așa crăcănat? Mă zici și tu? Da. Iar de unde-i Max? Da, uite. Asta era planul, așa Max unde ești. Stați așa, uite, vedeți polițiștii ăștia doi? Dar faza e că mai sunt doi în spate care au shotgun-uri și o să ne vadă. Văd. Auzi, dar... Un polițist care uite, îi stă singur. Uite, sunt aici doi care se plimbă. Așa. Nu unde sunt eu. Hai după ea, că știu unde se duc. Da, ăla de la... Ăla deci de păzește unul aici. Da. Cu cuțit. Scoateți un cuțit oarecare, nu cred că are importanță. Knife, gata. Așa și fii atent. Vrei tu pe ăla din stânga și pe ăla. Mai sunt doi în față cu shotgun, hai. Aula. Ascunzi arba. N-am vrut să faci nimic, domn polițist. Domn polițist, n-am... Stai liniștit. Acum e momentul. Stai. Pregătește arba. Stai. Dacă n-am cuțitul care trebuie. Scos arma. Fii atent, mă duc în spatele lui. Stai. Gata și eu.
Bă, n-am mers, mă. N-am făcut. Uite aici, încerc să-l urmăresc pe ăsta de cam rapid. Stai că vin și eu să văd. Merge spatele lui. Merge. Ce faci, Maxim? A o pisică, merge. Te doare spatele? Ai o problemă? Uite. Ai văzut? N-am luat stele. Vreau să mai văd și eu odată, Max. Acum am luat. Da, ți-a dat întârziere sau ce naiba? Na, stai că mai încerc o dată. Cred că se raportează din stația lui că moare, oare? Nu, 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 nu. Nu, l-au văzut ceilalți murind. L-au văzut? Da. Am înțeles. Da, merge. Merge, dar stai să mai vadă și pisica o dată. Merge așa, stai să văd. Da, dar vine Lester pe mine acum. Vine Lester după tine. Hai să Lester auzi. Păi mor și eu. Ce cu elicopterul ăla? Nu știu. Aia. Bă, cât de amuzat se vede chestia asta, nu, nu poți să-i saturi. Stai așa. O să-i schișeu și asta? Nu poți. Găsiți un polițist dacă e. Păi sunt pe aici. E unul care fuge disperat. Da. Uite unul aici singur. Uite-l. Păi m-a dat după gard. Serio? Păi pe unde? Nu, nu pe acolo, că nu poți. Bă, ești nebun. Ce să iei pe aici prin... Hai. Versiunea rapidă ca să teleportezi. Păi încerc, dar... Bă, unde m-a dat? Ah, ok, stai că sunt bine. Te teleportează aiurea, frate, complet aiurea. Eu sunt lângă un polițist aici. Dacă ai un polițist, îți arăt. Da, am aici, domnul polițist. Da, e unul care se plimbă așa. Așa, fără nicio treabă. E tot. Ok, fiți atenți, da? Pentru e egal în serie. I got you. Eu n-am cuțitul, am azi, nu l-am cumpărat. Trebuie să mergi în stealth mode. Oh, da, bă, ai văzut? E bun, da. Văzut. Mi-am luat stele, dar totuși e asasinare. Mihai, bagă un insurgenț, repede. Vrei să încercăm? Da, hai să vedem dacă găsim. Hai să mă parchez. Handbrake. Și asasinările astea poți să le faci pe mai, și pe oameni. Pe orice player. Dar trebuie să mergi așa în... online... modul ăla, stealthy. Altfel nu merge, ai văzut, am încercat modul normal și pur și simplu îi dă cu cuțitul. Dar când ieși pe stealth mode, se duce și l-asasinează în gât. Cred că nu sunt host. Cred. Sper să fii. Încă n-am primit mesajul dacă vreau să fiu host, de-aia zic. Știi cum e? Nu, scrie downloading, ia să văd. Mă, tu plimbă elicopterul ăsta. Sunt host. Așa, dă-ne invite. Da. Confirm, auto-invite. Așa, a venit? Dă-ne de la lobby. Am gândit că aia care sunt jos ne dă cu insurgent și aia care sunt sus păi dă ca RPG-ul, dar toată lumea e jos. Am uitat și în cealaltă echipă. Pe noi de obicei ne dă cu o insurgentul primul, n-am știu de ce. Tot timpul. Da. Tot timpul. Pentru că suntem barusari. Știe că suntem șoferi. Și voi auziți de la magazinul de lângă. Da, de la magazinul ăsta de aici din dreapta. Tot timpul se aude chestia aia. Eram o mașină portocalie. Ah, tot pe aia roșie. Nu mă mai duc pe altele, frate, că nu le iau. N-are nici rost. Eu sunt curaj. Oh, de deja am început băieți. Ăștia se bubuie singuri. Ce mai întâmplă? Nu am făcut și eu asta. Aoleu. Eu. Dai drumul, dai drumul, dai drumul, dai drumul. Olo. A mai murit unul? Mamă, ce nebunie e acolo sus. De mi-a luat două lovituri, mă duc să-mi schimb. Eu nu mi-a luat nicio lovitură. Deja bubuie aici, mi-e frică. Mamă, cum bubuie. Deci mi se zice asta e prea tare. Cred că... aia, am reușit să urc sus. Sunt patru. A mai murit unul. Hai băieți, hai băieți, hai băieți. Feliere, feliere, încă feliere. Încă unul. Ai unul singur. Mihai, ce-ai făcut mă? Ai rupt pe toți? Te-ai suit acolo? Bă, dă-te jos, bă, vere, bă. Ai frâna și... Glumești, nu? Te-ai suit acolo și ai rupt pe toți? Da. Mamă. Și la zice, what the fuck? Value. Adică valoare. Păi ce să le fac? E vina mea că am ajuns sus. Uite, bă, uite câți oameni sunt, să joacă, mă. Și-mi place că n-au ieșit. N-a ieșit nimeni. Da. Că nu s-au opticat. Unul după ce le-am făcut acum. Și eu mă gândeam, da. Acum e rândul nostru. Acum să vezi ce-mi fac ei nouă. Mă, nu știu ce să zic. Zici tu că nu? Faza că dacă îi lovești în aer, în timp ce sunt în aer, îi decalezi suficient cât se prăbușească să n-ajungă sus, știi? Da. Bă, sunt în aer eu. Sunt în aer. Și eu sunt în aer.
What? Și o picăm jos și murim. Da, asta mă aștept și eu. Sau? Ah, bă, suntem în aer. Da, da, ne-a dat fix deasupra. Ah. E aceeași hartă, deci n-am schimbat-o, o fui updatat. S-a updatat harta, mă. Că vedeți că bara aia din față e altfel? Era de lemn înainte. Nu știu de ce trag aici. E... Aveți grijă că vin din spate. Din spate. Da, mă, pe uite, vezi că acum văd într-o... Mihai, ce-ai făcut? Am lovit plasa aia. La buză. Am tras în față la ăla, dreapta jos. Vezi că e diferită harta, ți-am zis. Și coliziunea pare de diferit. Ia să vedem cum... Mam. Unde e Max? O, Doamne. Max îmi place că știe că se inimerească în aer. Ia. Vezi că plasa asta e foarte... Da, e înșelătoare. Am lovit din greșeală, trebuie să te duci... l-a lovit în spate. Opa. Opa. Încă una, încă una. Aaaa, trebuie să-l muriști. Bă, nene, bă, sunt concentrată, bă. L-a arătat partea din casa ta. Sărac. Uite-l, uite-l, uite-l. Perfect. Aaaa, îi bate Max pe toți. Dacă mai... Trebuie să-mi spate. Opa! Foc! Uuuu! Gata! Din spatele tău. Olo! Trage unul aici, în al noi. Bine că nu ne poate bubui altul. A, dar stai toți în viață, mă, aveți șanse mari. Bă, vezi că dă-l ăla cu flare-ul ești, de bun. Aiurea, da. Dreapta jos. I-am dat unul în față. S-a omorât unul de-al nostru. Olo! Au șanse să ne bată, stai, niște că sunt mulți. Nu știu ce zic. Oricum e echilibrat așa. Fai de mine ce era aici. Era ca murit eu la început, dar nu-i problemă. Ah! Vezi. Poți să arăt. L-ai ajutat, ă? Fai de mine ce e aici. Nu știu în care să trag. Venea unul roz în spatele tău. Să te uiți, Mihai, să-mi zici din ce parte vin. Din spatele tău. Faza că ăștia schimbă insurgentul, știi? Încă nu l-au schimbat. Oricum am la dispoziție 3 minute ca să ne dea jos, deci... Da. Nu-i panică, că nu-ți doreze până mâine. Fac, l-am dat apus. What? Am văzut sus și... Oh. Problema e să nu rămână unul aici, știi? Dați-l jos pe ăsta! Dați-l jos. Bun. L-am omorât și pe ăsta. Și pe ăsta. Are ușa deschisă. Fugi. Nu te apropia de ăla, ai. Știi că a căzut. Ce glumă. Ai văzut? Da, da. Am căzut, băieți. Știu, nu-i problema. Da, a călcat-o pe ultima fază. Am călcat. Unde sunt ăștia? Unul sunt voi. Dar cum mai sunt patru, mă, și sunt doi? Dar de ce mi-arată unul insurgent cu albastru? Asta... S-a dus ăla al nostru... A ajuns unul de-al nostru acolo? Și-a luat insurgentul unul de-al nostru. Da, nu înțeleg cum, adică pare că e albastru, adică e friendly. Nu cred, cred că e bug ceva. Da, e bug, că nu-l văd decât pe tipul ăsta. Deci mai sunt 3, 4, vezi că e unul spatele tău, Max, o să ajungă cam acum. Uite-l, în spatele tău, pe ăla. Da, dar vin din toate direcțiile, frate, e nebunie. Faza e să nu ajungă unul aici, sus, că dacă ajunge sus... Spate. Ai de capul meu. Ai simțit vântul un pic da, așa pe da, da, chiar da. Că l-ai lovit pe ăla. Ok. Ah? Rozi. Nu l-a lovit pe ăla? Ba da. Mi-a arătat că nu, de-aia întrebam. Ba da, l-am nimerit. Păi, și eu calculând, după ce am văzut, am zis că bă, l-a lovit sigur. Dar n-am văzut explozia, știi? Opa. Bun. Nasol. Bă, Roz! Bă, Roz, pleacă de aici. Fac. Bă, ești nebun, de intens rău de tot. Direcțiile. A murit unul bun. Bun, spate, Max, spate. Ma. Nu. Fac. N-am mai avut ce să fac. Mi-ai zis spate prea târziu, n-am mai apucat. Păi și eu atunci am văzut. Băi, ăsta în viață rusul. Mi-ai zis spate exact că mă călca. Păi atunci am văzut și eu. Mai unul în viață și mai sunt 3. Lol. Hai să schimb și eu camera, să mă uit la el. Am schimbat-o și eu. E foarte calm așa, asta nu se grăbește, nu se uită... Claxonează, nu? E stânga jos. E. Îi merește? Ce fost aia, mă? Ce fain, atent. Da, mă, ăla jos. Faza că nu mai au mult, mai au un minut. Dacă nu reușesc, mă gândesc că noi câștigăm, cred. Aha. Sau cine are cei mai mulți oameni? În teorie, ei ar trebui... De ce a făcut asta? Să câștige. Dacă se ridică și pică pe... Ridică și cade. No. Ah, lol. Ai văzut? Da. A fost băguit așa un pic.
Doamne. Ce vreau asta să facă? Pe bune? O idee. Poc! Dragi prietene! Și a venit lui o idee, băi! Bă, poți să tragi mai mult în jos dacă te urci așa. Dă-i, tată! A, asta e, a murit. E finalul. Mă? Nu, e finalul, nu aici. Și o te mă ce-i fac? Bă, dar nu ia din viață, ești nebun? Up! Păi vedeți? Hai. Ba, da, cred că. Ia-te-l. A căzut. A, a căzut. Lol, Fred. Bă, nu e mort ăsta. Încep să cred că e hacker? Posibil. Eu zic dacă, că el... Dacă e... Da. Dacă e hacker, gine ce mai tic hacker care l-am văzut vreodată. Dacă e hacker, dacă e hacker, cred că vom ieși acum, că n-ai ce să faci. Da, deci uite, se mai întâmplă și chestii de-astea în GTA Online. Și din păcate nu-mi pare să faci. Și, de exemplu, acum ăsta ne strică toată misiunea, pentru că noi nu putem să o terminăm. Trebuie să câștigi el forțat. Ceea ce, ce rost mai are jocul dacă joci așa? Adică pe bune. Și oricum ei o să se oftice și o să plece. O să iasă, evident, și playerii respectivi. Uite, deja... Cred că au ieșit deja. Da? Bun, round winner. Winner, mă rog. Ne-a dat win pentru că el n-au reușit să-l omoare. Și că... What? Da, nu. Lasă așa. Am câștigat... Două runde, nu? Două runde, cred. Dar mai trebuie să le dau o rundă? Dar mai jucăm sau ieșim? Păi nu știu ce să zic. Ieșim. Hai, dacă e mai... Facem și rând asta și după aia dacă e. What? Ce-a zis? GTA Online is over. De, de ce? Ce? Ce, ți-a terminat netul la sală? Mai bagă 5 lei. Mai știi? Da, știu, cum era pe vremuri. Wow. Da, suntem cu insurgenți. Hai să mai încercăm o dată. Mi se pare că e... Dar el moare mașină, mi se pare. Dacă bubu insurgentul, cred că moare și el. Hai să mai încercăm o rundă cu insurgentul și după aia dacă e terminat... Și totuși, de ce mi-arată insurgentul ăla acolo pe hartă albastru, ești nebun? Da, și eu îl văd pe ăla. Nu-i nimeni. E un insurgent mai mare. Și eu îl văd. E ciudat, nu? Da. Fuck, m-a nimerit exact în bot. Ah, l-am ratat pe unul la fix. Shit. Explozii peste tot. Woo. Mamă, dar aici când sunt jos, am așa mare panică că o să mă bubuie unul. Mi-e frică când schimb insurgentul că o să mă bubuie unul. Unde? Acolo? În spate. În bază? Mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat în spate. Încă n-am pățit în spate. Să tragă cu AG-ul, să mă nimerească de acolo de sus. Ah, l-am atins pe unul cu botul. Ei băieții, ce faceți? A căzut unul, doi au căzut de fapt. Au căzut doi. S-au sinucis, de fapt. I-am omorât eu, mă! Ai omorât tu? Da, m-am suit acolo și au tras amândoi în mine. Nu mi-a arătat nimic. Ai omorât. Da, nu schie decât dacă îi cade. Ei, comite suicide suntem... pentru că au tras în mine și au murit singuri. Noi suntem doar 3 sau sunt și Island? Mai sunt 3 de la ei. Am ajuns? Ah, nu mă dau jos, că mor! La n-ai m-au luat. Am ajuns sus, dar n-am reușit că trăgeau 3 în mine și nu prea pot să te miști. Fai de mine ce m-au rupt. Opa, 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 mai prea sus. Mai e pisica aia, să vedem. Mai e... Nichirus. Doamne ferește, cum explodează chestiile pe lângă pisica. Deci, ce, uite, cer, Cerberus 68. Are level 92, n-ai ce că e hacker, știi? Da. Adică nu și-a dat level. N-a spanat nimic, n-a făcut nimic, decât că are god. Pisica foarte tare, te-a dus. Prea tare. Pisica, fii atent, deci vii full speed. Și în momentul când ajungi la 50% din rampă, iei mâna pe accelerație. Și de mare parte reuși să urci sus, să te oprești sus, știi? Ce-a făcut ăla? Putul ăla, ai văzut pe ăla că a sărit? Nu. Acum mă uit la el să văd ce face. M-am bubuit. Ia stai. Stai că mă uit, am dat spectate. Bă, ăla-i la ei sus și trage cu... Ăla-i sub, s-a dat jos cu AG-ul. Tu vezi ce face? Cine mă s-a spanat sus, s-a spanat sus la ei. Și nu moare. Bun, vom încheia episodul ăsta aici pentru că din păcate hacker, dar dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!